Astăzi, în sala de ședințe a Consiliului Local, primarul municipiului Nicolae Barbu și directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, au semnat contractul de finanțare din cadrul programului Regio pentru reabilitarea 5 blocuri de locuințe din policlinică, contract de circa 28 de miliarde de lei vechi. Proiectul este finanțat în cadrul programului 2007-2013 și urmează să fie continuat și pentru alte ansambluri de locuințe. Bucuros de prezența la Giurgiu, aici unde destul de recent a mai semnat un alt proiect de succes, cel de reabilitare a colegiului Ion Maiorescu, Liviu Mușat a declarat că zona pe care o reprezintă este destul de harnică când vine vorba de atragerea de fonduri europene, semnând de când este director proiecte de circa 1 miliard de euro. Proiectul de reabilitare termică a blocurilor din cartierul Policlinică va avea o durată de implementare de 8 luni și va determina creșterea eficienței energetice a blocurilor A5, U2, F40, U30 și 32 și va conduce evident la reducerea consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 40%.